Te-ai confruntat vreodată cu privirile critice ale oamenilor? Ai fost încurajată? Cum a fost în cazul tău? Să știi că, fără supărare, chiar nu mă interesează. Adică copilul meu și faptul că îmi hrănesc copilul, nu că îmi hrănesc copilul, că îi dau viață, practic. Cu alăptatul îi dau viață, adică din laptele meu copilul ăla crește. Este incredibil ce se întâmplă. Cum ar putea să mă intereseze de X care n-are ce face acasă și se uită la mine că alăptez în public? Să mă lase în pace. Mai mult decât atât, chestia asta la mine e ok pentru că am învățat să-mi pun niște opreliști în fața oamenilor de apa asta, pentru că pur și simplu n-am ce să discut și cum să mă interesează astfel de oameni, dar sunt fete pur și simplu frustrate, pentru că mie îmi scriu foarte multe pe Instagram și chiar cazul uneia, o fată tânără aflată la primul copil, care aflându-se pe bancă în parc, deci în parc, retrasă, își alăpta copilul nou născut și a venit o doamnă în vârstă și pur și simplu i-a bătut obrazul că e urât și... Ce? Mai mult decât urât ce face. Și fata aia de supărare și nici, și nefiind nici atât de informată pe partea asta, a rămas fără lapte. Stresat, pe bază de stres. Deci cum adică pentru doamna X care este o nefericită și care n-are ce face cu viața ei, să-mi pierde laptele pentru copii niciodată? Nu, eu nu mai pun la suflet chestiile astea. Ai fost așa de la, încă de la Maira sau acum la mine ai fost mai relaxată și deja... Ai privit altfel de la... Și mult mai relaxat acum la Amina, dar la Maira să știi că am pățit și eu de a mai primi mesaje că de ce ți-a lăptez copilul, că nu poți să-l alăptezi acasă. Și le-am răspuns fetelor și doamnelor care judecă așa. Alăptatul este la cerere. Eu chiar dacă mi-a lăptez copilul acasă, poate e sete, poate doare măseaua, poate doare burta, mai ales în primele 6 luni când nu-i dai apă, îi dai exclusiv lapte. Și atunci cum îmi ții tu mie evidența când să-i dau eu copilului? Atât timp cât nu fac nimic jenant, rușinos, nu deranjez, nu dau un cap, nu fur. De ce te-ar interesa cum îmi hrănesc eu copilul? Mi se pare absurdă. Păi pe Maira am alăptat-o până la 2 ani jumate și nu aș fi vrut 2 ani jumate, aș fi vrut 2 ani cât recomand Organizația Mondială a Alăptatului, dar a durat mai mult pentru că am încercat să o înțarc într-un mod mai ușor. Și crezând că ea crește, va fi mai ușor, m-am înșelat la Maira, pentru că a fost mult mai greu, ea înțelegând. Dar acum la Amina știu clar, vreau să înțarc până în maxim 2 ani, am zis că 1 an jumate așa o să țin.